Diana. Bună dimineața, Olivia! Meteorologii spun că vremea va continua să se încălzească săptămâna asta, în schimb nu mai putem vorbi despre vară. Evident, deja nopțile sunt foarte reci, valori termice negative și chiar și condiții de lapoviță și ninsoare. În schimb, săptămâna începe cu vești bune. Astăzi meteorologii anunță valori termice de până la 25 de grade Celsius. Cel mai cald rămâne în sudul Munteniei, pe la Giurgiu. Astăzi vorbim de o zi destul de mohorâtă, cu ceva nori peste tot în țară, în nord, în centru, în zona vestică. În această dimineață, valori termice cuprinse între 0 și 14 grade, cel mai rece în depresiunile Carpaților Orientali, iar cel mai bine din punct de vedere termic la această oră este în zona litoralului. Meteorologii spun că în această dimineață vor fi și condiții de ceață în zonele joase. Prin dealurile de vest, în acest moment, sunt 7-8 grade Celsius prin Timișoara, mai bine în Oradea, 10 grade Celsius. La amiază se mai încălzește, așa cum vă spuneam, în Muntenia va fi cam cel mai bine. Se încălzește treptat și în Transilvania, astăzi vor fi valori termice de până la 21-22 de grade, cel mai cald va fi prin Alba Iulia și Deva. Se încălzește și pe zona vestică a țării, în schimb vor mai fi precipitații prin Banat și prin Oltenia, temperaturi de până la 20 de grade Celsius. În Oltenia astăzi maxima va fi de 22 de grade, iar meteorologii spun că mâine se va încălzi și mai bine acolo. Nori și pe zona Moldovei, cel mult 23 de grade, cel mai bine din punct de vedere termic în sudul regiunii. În zona litoralului vor fi astăzi 2-3 stropi de ploaie și o valoare termică de cel mult 22 de grade. Vântul va mai avea intensificări în zona sudică, prin sudul Banatului și în sudul Moldovei. În capitală, vreme bună, cu puțin noroc vedem și soarele astăzi, iar maxima va fi de 22 de grade, mâine 23 de grade în București, dar un cer mai mult noros. Urmând ca de poi mâine să se răcească și nu numai în capitală, ci în toată zona extracarpatică, în zona sudică, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, dar și prin Moldova. În zona montană astăzi un cer mai mult acoperit de nori și ceva precipitații, dar ploi slabe, temperaturi cuprinse între 9 și 16 grade, cel mai bine pe la Poltinii și Predeal, doar 9 grade în schimb în masivele nordice, în Ciahlău. Zona litoralului, așa cum vă spuneam, dacă pe tot parcursul weekendului a fost o vreme destul de bună, cu valori termice de până la 22-23 de grade, astăzi vor fi și ceva strop de ploaie acolo, din nou maxima va fi de 22 de grade. Mâine o vreme mai caldă, în special în Transilvania, în interiorul Arcului Carpatic, valori termice de până la 22 de grade, dar cer mai mult noros. Precipitații vor mai fi doar pe zona sud-vestică a țării, iar miercuri vorbim despre răcire în zonele extracarpatice. Acestea au fost informațiile despre vreme. Nu plecați pentru că ne revedem și ora următoare. Olivia? Litoralului vor fi astăzi 2-3 stropi de ploaie și o valoare termică de cel mult 22 de grade. Vântul va mai avea intensificări în zona sudică, prin sudul Banatului și în sudul Moldovei. În capitală, vreme bună, cu puțin noroc vedem și soarele astăzi, iar maxima va fi de 22 de grade, mâine 23 de grade în București, dar un cer mai mult noros. Urmând ca de poi mâine să se răcească și nu numai în capitală, ci în toată zona extracarpatică, în zona sudică, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, dar și prin Moldova. Diana. Bună dimineața, Olivia! Meteorologii spun că vremea va continua să se încălzească săptămâna asta, în schimb nu mai putem vorbi despre vară. Evident, deja nopțile sunt foarte reci, valori termice negative și chiar și condiții de lapoviță și ninsoare. În schimb, săptămâna începe cu vești bune. Astăzi meteorologii anunță valori termice de până la 25 de grade Celsius, cel mai cald rămâne în sudul Munteniei, pe la Giurgiu. Astăzi vorbim de o zi destul de mohorâtă, cu ceva nori peste tot în țară, în nord, în centru, în zona vestică. În zona montană astăzi un cer mai mult acoperit de nori și ceva precipitații, dar ploi slabe. Temperaturi cuprinse între 9 și 16 grade, cel mai bine pe la Poltinii și Predeal, doar 9 grade în schimb în masivele nordice, în Ciahlău. Zona litoralului, așa cum vă spuneam, dacă pe tot parcursul weekendului a fost o vreme destul de bună, cu valori termice de până la 22-23 de grade, astăzi vor fi și ceva strop de ploaie acolo, din nou maxima va fi de 22 de grade. Mâine o vreme și în Transilvania, astăzi vor fi valori termice de până la 21-22 de grade, cel mai cald va fi prin Alba Iulia și Deva. Se încălzește și pe zona vestică a țării, în schimb vor mai fi precipitații prin Banat și prin Oltenia, temperaturi de până la 20 de grade Celsius. În Oltenia astăzi maxima va fi de 22 de grade, iar meteorologii spun că mâine se va încălzi și mai bine acolo.
Nori și pe zona Moldovei, cel mult 23 de grade, cel mai bine din punct de vedere termic în sudul regiunii. În zona dimineață, valori termice cuprinse între 0 și 14 grade, cel mai rece în depresiunile Carpaților Orientali, iar cel mai bine din punct de vedere termic la această oră este în zona litoralului. Meteorologii spun că în această dimineață vor fi și condiții de ceață în zonele joase. Prin dealurile de vest, în acest moment, sunt 7-8 grade Celsius prin Timișoara, mai bine în Oradea, 10 grade Celsius. La amiază se mai încălzește, așa cum vă spuneam, în Muntenia va fi cam cel mai bine, se încălzește treptat.